poi ce frumos e pe aici. Salutare! Am venit pe Neajlov din nou să-mi iau revanșa. Am scăpat 3 știuci și n-am prins nimic. N-am pus mâna pe niciun pește. Așa că astăzi o să încerc să prind ceva. Dacă prind ceva, consider că e succes. Sunt puțin cam obosit, sper să mă trezească puțin pescuitul ăsta, dar trebuie să insist. E superb aici. Uitați ce locuri liniștite. Și vremea e superbă. Presiunea atmosferică e foarte mare, sper să păcălesc ceva. Hai să trecem la treabă. Aici e locul în care mi-a tăiat firul de trecută. Exact la acea locă. Wow! Mamă, ce atac puternic! A fost, n-a s-a agățat de aici. Am trecut 2 ore și n-am prins nimic. Oh, nasol. Mai am cred că o oră jumate maxim de pescuit. Trebuie să prind ceva. Pe unde ai ajuns? Bă, cred că sunt aproape de final, văd că să nu mai așa deasupra. Ah, ok. Ai prins ceva? Da, am luat 2 ulițe. Serios? N-am prins nimic. Da. Bine, hai că vin și eu mai încolo.
știu că... Mamă, cum se poate! Pentru tine m-am chinuit o zi întreagă. Offset-ul vieții mi-a salvat partida. Hai să pun un pic în mincioc. Să se mai... Cu asta pot să consider că mi-am luat revanșa la Știucă, chiar dacă una m-a închinuit după ea o grămadă și a mai scăpat una. Ah. Asta a fost. Peisaj superb, să zicem că zi reușită. Se putea mult mai rău. Hai că n-a fost degeaba ziua de astăzi. Da. Am salvat ziua cumva. Nu știu dacă ți-a fost... Nu știu dacă ați observat. Mi-am luat o nouă amulietă de Știucă. Am avut una pe care am folosit-o... Cred că are 10 ani cel puțin. Și am folosit-o vreo 3, așa că a trebuit să-mi iau una nouă. Asta e mulineta. Se numește Delfin Hexa. Îmi place mult mulineta. E ieftină în primul rând, costă 146 de lei, mi se pare. La mulineta asta o să fie 10% reducere, deci o să fie 130 un pic. E dimensiunea de 2000, mi se pare, 2500, 2000. O să las link în descriere. Cu promo code DariusRospinning, ca de obicei, 10% reducere la mulineta Hexa Delfin. Delfin Hexa. Deci, poate vreți să vă luați mulineta, asta e potrivită, e bună pentru, cred că orice specie de răpitor. Dimensiunea asta undeva medie, e ok. Hai să trecem mai departe, să vedem dacă mai reușim să prindem ceva. Ar fi super! Ieșim imediat din pădure. Dar până atunci... Să mai dăm două lansări aici. Că arată bine rău. Știu că am avut atac, mi l-a scos de pe cârlig. E faină ieșirea aia acolo? Oh, da! Ha? Mai că era la pus, l-am văzut. Stai să văd un pic. Ce frumoasă ieșirea asta. Uite și tu, dacă veneam un pic mai repede. Dădeam pe aici. Mamă, e superb. Mamă, ce liniște. Da, și acum străbatem toată pădurea înapoi. Viață de pescar, ce să zic. Urea. Data viitoare venim direct acolo. De asupra la pădurea acolo, să ridică un balon de la mare. Gen... De... Cu aer cald? Da, exact. Mamă. Dar a fost, nu știu, era magic. A venit și doi cu căruța așa, drăguț, până apă, bagă rău cu lemne. Aha. Like, so...